Bine v-am găsit, sunt Bogdan Papacostea, este Ziua și Cartea. Vorbim despre o carte excepțională, o carte din soiul celor pe care le citești rar, pentru că apar rar. A apărut în Biblioteca Ideală, nu întâmplător, la editura Art și aparține lui Tahar Benjelloun. Se numește Această orbitoare absență a luminii. Când citești un astfel de titlu, întâi ai o senzație de disconfort. Mă, ăsta e prea exagerează, adică e atât de poetic, de metaforic, mă lași, adică această orbitoare absență a luminii, ce să-ți povestesc, cât paradox, câtă frumusețe. Haide să ne vedem de treabă și să lăsăm o asemenea carte. Și totuși, nu-i deloc exagerat acest titlu, nu-i deloc poetic, nu-i deloc metaforic. Această orbitoare absență a luminii este o carte despre chinurile prin care trec prizonierii din închisoarea Tazmamart. Au fost închiși acolo în Maroc, în sud-estul Marocului, în 1971 și au stat 17-18 ani în niște morminte, efectiv, în întuneric, în beznă, cocoșați. Unii au supraviețuit, cei mai mulți au murit acolo, un coșmar, deci, descris de Tahar Benjelloun. Cartea a apărut acum câțiva ani în Franța, scriitorul este marocan, este și artist, este și poet, este și prozator, iar cartea asta e una ieșită din mâinile unui poet și prozator. Se simte în fiecare rând. De altfel, editura Art a făcut o treabă bună când i-a dat-o la tradus lui Claudiu Comartin, unul din poeții tineri și foarte importanți, care vede altfel cuvintele, vede altfel textul, vede altfel imaginile și se cunoaște întâlnirea bună, fericită, dintre textul original și traducerea lui Claudiu Comartin. Felicitări pentru asta, editurii, traducătorului și nu mai spun autorului. De fapt, autorul a avut cine să-l felicite că a fost deja premiat. Tahar Benjelloun, Această orbitoare absență a luminii, a apărut la editura Art. Povestea este crâncenă, e ceva îngrozitor, e ceva inimaginabil. Se bazează pe o realitate. Oameni închiși în secret, într-o așa zisă închisoare, oameni care sunt puși față în față nu doar cu iadul neputinței fizice, sunt puși față în față cu ei înșiși în acea beznă. Închipuiți-vă dacă ați citit Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii, epurat de orice trimitere erudită la cine știe ce chestii culturale, toată oroarea de acolo transferată în beznă, în această poveste. E adevărat că vorbim despre beznă și întuneric, dar scriptura acestui autor este de-a dreptul luminoasă. Pentru că găsește aici atât de multe imagini frumoase, atât de multe imagini seducătoare, încât cartea n-are cum să nu îți placă. E o poveste dificilă ca subiect, dar este tratată în cel mai bun mod posibil. Adică din toată oroarea aia, sau toată oroarea aia, nu putea fi reprodusă, nu putea fi redată decât în mod sublim, suav, din categoria asta, pe aici se învârte stilul. Bun, haideți să vă citesc un fragment. Frigul era un dușman redutabil. Ne ataca cu o rigoare care ne dădea dârdâieli sau diaree. Asta n-are explicație. În principiu, nu frigul provoacă diaree, ci frica. Când venea gerul, mâinile deveneau țepene și până și articulațiile ne amorțeau. Nu puteam nici măcar să ne frecăm mâinile sau să ne atingem fața cu ele. Aveam rigiditatea cadavrelor. Trebuia să stau în picioare, mă ridicam cu capul și umerii plecați. Rămâneam uneori ghemuit și umblam prin celulă urmând diagonala camerei. Gerul mă împiedica să mai gândesc, mă făcea să aud voci prietene, ca un miraj pentru omul pierdut în deșert. Marele ger făcea totul să pară neclar, era ca o bormașină care ne dădea găuri în piele. Sângele nici nu mai circula, ne înghețase în vene, mai ales să nu închidem ochii și să nu adormim. Cei destul de slabi încât să se lase cuprinși de somn au murit în câteva ore. Sângele nu ne mai curgea prin vene. Eram înghețat, aveam gheață în creier și în inimă. Să rămâi treaz, să-ți miști picioarele, să țopăi, să vorbești, să-ți vorbești, așa luptam împotriva gerului. Să nu te mai gândești la mușcătura frigului, să o negi, să o refuzi. Iată numai unul din fragmentele foarte intense, dramatice din carte și sunt multe de felul ăsta. Haideți să vă citesc și niște amintiri, pentru că acolo în beznă aia, în închisoarea ani de zile, îi se derulează toate amintirile prin fața ochilor imaginari. E vorba despre cărți, despre citit. De asta mi-a plăcut pasajul, cu asta ne ocupăm și noi. E vorba despre viața lui de soldat și amintea despre viața lui de viitor ofițer din rândul forțelor armate regale. Nivelul nostru de studii nu era foarte ridicat, dar nu stăteam rău deloc. Îmi plăcea să citesc, era o pasiune. După fiecare ieșire mă întorceam cu cărți pe care le cumpăram de la un buchinist din Fes. Era un bărbat destul de înaintat în vârstă, miop.
Spunea că vinde cărți din dragoste pentru femei, principalele lui cliente. Le știa gusturile, preferințele. Ca un doctor sau ca un parfumier, știa ce sfat să-i dea uneia sau alteia dintre cititoarele lui. Avea mii de cărți înghesuite într-o dezordine în care numai el se descurca. Îmi punea alături romane clasice franțuzești și volume de poezii arabe. Cititul era ușa invizibilă, prin care treceam ca să scap de școala aceea militară, ca să uit de violența instrucției și mai ales ca să nu-i mai aud pe subofițerii analfabeți cum își urlă ordinele într-o limbă jumătate arabă, jumătate franceză, Rasul Ma pentru adunare, Gza pentru liber, Birimisu pentru permisie, etc. Când mă aflam în groapă, se reîntorceau în singurătatea mea pagini întregi din Moș Goriot, în cele mai nepotrivite momente, de pildă când aveam câte o durere înfiorătoare de dinți și nici nu mai puteam deschide gura. Cuvintele, frazele defilau și mă auzeam rostindu-le ca și cum aș fi fost în clasă, pe cale să dau o dictare sau să le citesc unui copil bolnav. Era ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Prin voința lui, memoria îmi dădea înapoi sute de pagini citite cu ani înainte. Niciun efort pentru a mi le reaminti. Se dezvăluiau singure. Citat. Către sfârșitul celui de-al treilea an, Moș Goriot, restrângându-și și mai mult cheltuielile, se mută la catul al treilea, plătind 45 de franci pe lună pensiune. Renunță la tutun, își concedie peruchierul și nu-și mai pudră părul. Am încheiat citatul. Unii au râs la fragmentul ăsta spunând că un bărbat n-ar trebui să se pudreze. Cum să le explici contextul social și politic al epocii în care scria Balzac? Am trecut peste și am continuat. Bun. Asta este cartea, această orbitoare absență a luminii, un volum de excepție. Dacă vreți să citiți ceva bun, dacă vreți să citiți ceva într-un stil cum poate n-ați mai citit sau poate n-ați mai citit de mult, vi-l recomand pe Tahar Benjelloun cu această orbitoare absență a luminii la editura Art, traducerea lui Claudiu Comartin. Încă o dată, poate exagerez, dar sigur nu, felicitări. Toate cele bune, citiți că nu vă face rău pe data viitoare.